Abia am început cartea Iosua și ați văzut că trebuie să pui două întrebări ca să o poți descuia. O întrebare este practic o ademenire, un fel de chemare să descoperi secretul biruinței din viața lui Iosua. Iosua a trăit foarte departe și de mult și niciunul nu suntem în păpucii lui să conducem un popor în moștenirea lui și de aceea nu el este foarte important pentru noi, ci Dumnezeul pe care îl slujește, de care s-a lipit. Și pentru că Dumnezeu este același, secretul vieții lui îl poți împrumuta, poți și tu trăi în dreptul tău, la locul tău, aceeași biruință. După Iosua, în schimb, vine dezastrul din judecător și de aceea nu poți citi cartea Iosua fără să te întrebi ce anume s-a întâmplat, ce s-a semănat în timpul vieții lui Iosua. Când citești această carte, Dumnezeu pune înaintea ta două opțiuni. În primul rând te cheamă să ridici interesele lui deasupra intereselor tale. Pentru asta trebuie să-l iubești cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul tău. Când faci lucrul acesta, devii o lumină, pentru că El începe să trăiască în tine. Spune Pavel, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește prin mine. Și când Hristos trăiește prin noi, putem fi o influență spre viață în generația în care trăim. Dar în același timp, vedem că, deși Dumnezeu este prezent în generația lui Iosua, foarte mulți au ridicat interesele lor mai pe sus de interesele lui Dumnezeu. Rezultatul a fost un dezastru, un dezastru în familia lor, un dezastru în generația care a venit. Dragii mei, când interesele mele sunt mai importante decât interesele Domnului, când am pervertit numai un pic rugăciunea Tatăl nostru, o începem frumos, Tatăl nostru care ești în ceruri, știm cine ești, Doamne, știm că ești atotputernic, știm că Tu zici ce se face, poruncești și ce poruncește ea ființă și mare lucru să te avem ca Dumnezeu. Dar de aici încolo, spunem, sfințească-se numele meu, vie împărăția mea, facă-se voia mea și dacă mă poți ajuta, Doamne, te rog frumos, să vadă lumea că am un Dumnezeu așa de mare. Observați, n-am stricat prea multe, am stricat doar totul. Pentru că am pervertit adevărul, l-am făcut pe Dumnezeu slujitorul meu, am ridicat interesele mele deasupra intereselor Lui. Dacă din neascultarea mea pot să scot un profit material, de ce nu? Dumnezeu este bun și trece cu vederea. Dragii mei, dacă alegi calea aceasta, te faci vinovat de apostazia copiilor tăi, de dezastrul din generația care vine după tine. Înainte de a fi ajuns la Sitim, să se pregătească să intre în țară, Dumnezeu le-a spus, iau-ați cerul și pământul, martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și Dumnezeu le-a zis, alege viața. Dragii mei, viața se alege într-un singur fel, apucând prima opțiune. Cu alte cuvinte, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale, le-a spus Dumnezeu. Ar fi interesant ca Dumnezeu să pună înaintea mea viața și moartea și pentru că m-a creat cu libertatea de a alege, să fac un pas în urmă, să-și pună mâinile în sân, să mă uite la mine cum mă frământ între cele două opțiuni și să nu se atingă în niciun fel de mine ca să-mi dea libertatea să aleg. Când citesc cartea Iosua, văd un Dumnezeu care nu-mi spune doar alege viața, ci mă asistă în frământările mele. Nu de mult am terminat comentariul pe Ieremia, mai ales ultima parte, când apare Zedechia în ultimii 3 ani ai Ierusalimului, vom face referire la ei un pic mai târziu. Dragii mei, ceea ce m-a surprins este că Dumnezeu îl asistă pe Zedechia prin Ieremia, numai că nu cade în genunchi înaintea lui și spune, omule, alege viața pentru tine și copiii tăi. Dar împietrirea inimii lui Zedechia îl face să întindă mâna spre moarte și să piară împreună cu toată casa lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că El face mai mult decât să ne ofere libertatea de a alege. El vine alături de noi și ne asistă în acest proces al frământărilor, al alegerii vieții. Și cu asta mă întorc înapoi în cartea lui Iosua, să-L văd pe Dumnezeu care oferă dovezile credincioșiei Lui, tocmai ca să ajute credința lui Iosua și a poporului din jurul lui.
Țineți minte primul verset din carte? După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise. Am amintit deja data trecută că Moise n-a fost un om oarecare. N-a fost ca Iosua. Dragii mei, Iosua n-a avut harul lui Moise și n-a existat un om pe planeta aceasta care să vadă fața Domnului, să vorbească gură către gură cu el. Moise a fost un om special. Nu-i foarte ușor să calci pe urmele lui, să umbli în păpucii lui, să încerci să obții aceeași ascultare din partea poporului care i-a fost dată lui Moise. Și poporul din jurul lui Iosua nu se sfiește să-i aducă aminte lui Iosua lucrul acesta. V-aș duce înapoi pe vremea lui Moise, când au cucerit partea de est a Iordanului și două seminții și jumătate vin la Moise și spun: domnule Moise, noi avem vite multe. Am cucerit împărăția lui Og și a lui Sihon. Vedem că este pășune din belșug și cetăți întărite. Nu ne dai nouă partea asta de moștenire? Mai întâi Moise se mânie pe ei. Pe urmă începe să-i asculte și le dă ca parte de moștenire cu o condiție. Voi intrați în moștenirea voastră cu ajutorul fraților voștri. Acum, după ce veți așeza nevestele și copiii în cetăți, treceți Iordanul împreună cu frații voștri și luptați împreună cu ei până intră și ei în moștenirea lor. Da, domnule Moise, așa vom face. Erau cam 120.000 de oșteni în cele două seminții și jumătate. Peste 70.000 rămân în țară să-și păzească nevestele, copiii și cetățile, dar 40.000 de bărbați bine înarmați vin la Iosua. Și după ce Iosua l-aduce aminte de condiția pe care a pus-o Moise, ei au răspuns lui Iosua: vom face tot ce ne vei porunci și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum am ascultat pe Moise. După care se opresc și zic: numai Domnul să fie cu tine cum a fost cu Moise. Grea povară. Numai Domnul să fie cu tine cum a fost cu Moise. Este adevărat că Domnul a făcut promisiuni lui Iosua și le-am citit data trecută. Vă citesc doar versetele 5 și 7. Nimeni nu va putea sta împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Știți care e problema? În versetul acesta toate verbele sunt la viitor. Eu voi fi cu tine. Nimeni nu va putea sta împotriva ta. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Sau versetul 9 spune: întărește-te, îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău, și aici verbul este la prezent, este cu tine în tot ce vei face. Dragii mei, este una să ai promisiuni din partea lui Dumnezeu, este alta să ai dovezi ceva mai palpabile din partea Lui. Dovezi ale credincioșiei Lui pe care să le vezi tu, să le vadă cei din jurul tău. Aș vrea să călătorim astăzi prin cartea Iosua. Noi luăm lecție cu lecție, capitol cu capitol, dar imaginați-vă, fiecare capitol este o fereastră spre toată cartea. În mod normal, dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, în fiecare săptămână, după ce ai citit de câteva ori capitolul care stă înaintea ta, trebuie să citești toată cartea, să vezi adevărul acela prezent în carte, de-a lungul paginilor ei. În capitolul nostru, în care ne aflăm în capitolul 2, Iosua, pregătind poporul pentru trecerea Iordanului, trimite două scoade. Iordanul se revărsa peste maluri, probabil că au trecut în not cei doi tineri și au intrat după ce s-au zvântat un pic în Ierihon. Pentru că Ierihonul era în alertă, noaptea se închideau toate porțile, repede a fost anunțată poliția. Doi străini sunt în țară. Curva Rahav îi primește în casa ei și îi ascunde undeva pe acoperiș. Când vin trimiși împăratului ca să dea pe cei doi, ea îi minte și îi trimite pe drum înspre munte. Versetul 8 din capitolul 2. Înainte ca iscoadele se culce, Rahav s-a suit la ei și le-a zis: ascultați cuvintele acestei femei stricate. Știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi. Și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Și am auzit ce ați făcut celor doi împărați amoriți, dincolo de Iordan, lui Sihon și lui Og,
care au fost nimiciți cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră. Și ascultați cuvintele care urmează. Căci Domnul, Jehova, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Incredibile cuvinte din gura unei femei stricate. Dragii mei, în momentul acesta Rahav, care și-a trăit viața cum și-a trăit viața și știa ce o așteaptă, s-a aruncat în brațele Domnului și ascultați ce le spune celor doi. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți lăsa cu viața, ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia au răspuns, suntem gata să murim pentru voi. Ne vom purta cu tine, cu bunăvoință și credincioșie. Știți povestea? După ce s-au liniștit apele, s-a înserat, femeia a coborât o funie cărămizie pe fereastră și cei doi bărbați au coborât pe zid. Casa femeii era în zidul cetății și au plecat. Au trecut Iordanul, s-a întors la Iosua. Ei au zis lui Iosua, versetul 24, cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Când Dumnezeu a zis, eu voi fi cu tine, nu știu ce înțelegeți dumneavoastră din această expresie, dar m-aș aștepta să mă ia de braț să călătorim împreună. Sau cel puțin ca un părinte să vină în urma mea și să aibă grijă de mine. Dragii mei, Dumnezeu face mult mai mult decât atâta. Nu vine nici în urma lor, nu vine nici alături de ei, ci merge înaintea lor. Faima Domnului a îngrozit întregul Canaan, până și o femeie stricată care avea alte treburi de-a lungul zilei, a auzit de Domnul, a auzit despre despărțirea Mării Roșii, a auzit despre faima Domnului. Cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre, căci toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Dacă întoarceți câteva pagini, îi vedeți pe israeliți înconjurând Ierihonul o zi, a doua zi, șapte zile la rând și a șaptea zi de șapte ori. Și la semnul lui Iosua, zidurile cad pentru că mâna Domnului care înaintea lor face minunea aceasta extraordinară. Iosua a zis celor doi bărbați care îi scodiseră țara, intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceasta și pe toți ai ei cum ați jurat. Tinerii scoadele au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei, pe toți ai ei. I-au scos afară pe cei din familia ei și i-au așezat afară din tabără. Imaginați-vă, masa mea este tabăra lui Israel și ei au luat-o pe curva Rahav cu toți cei ei și i-au scos afară din tabără să nu o infecteze, să nu o strice. Ce extraordinar este că Dumnezeu a luat-o și a adus-o nu în tabăra lui Israel, ci în genealogia Domnului Iisus Hristos. Matei, capitolul 1, versetul 5. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Despre ea este vorba. Boaz a născut pe Obed din Rud, o moabită. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Iar Domnul Iisus, în linie directă, este acel fiu al lui David care a adus mântuirea tuturor femeilor stricate și tuturor păcătoșilor ca mine și ca tine. Dragii mei, faima Domnului mergea înaintea lui. Și Rahav, așa cum era, cu viața ei, s-a apucat de poala hainei lui Dumnezeu și Dumnezeu a mântuit-o. Pentru mine, exemplul lui Rahav îmi vorbește despre inima lui Dumnezeu. Deși a așteptat în îndelunga lui răbdare un jumătate de mileniu să se întâmple ceva bun între cananiți și cananiții au refuzat și s-au afundat în noroaiele păcatelor lor. Mântuirea lui Rahav, mântuirea gabaoniților, mie îmi spune că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și atunci când faima lui Dumnezeu merge înaintea lui și iau seama la dovezile credincioșiei lui, la faptele mântuirii lui și mă apuc, mă arunc în brațele lui, Dumnezeu este gata să mântuiască.
Dragii mei, dovezile credincioșiei lui Dumnezeu le găsim de-a lungul întregii cărți. Și aș vrea să deschid un pic mai larg fereastra și să fac câțiva pași cu dumneavoastră prin capitolele cărții. Imediat în capitolul următor se despart apele Iordanului. Dacă sunteți curioși să vedeți cum curge Valea Iordanului și mai ales cum face meandrele în dreptul Ierihonului, veți înțelege că albia Iordanului are trei paliere. În primul rând este albia mică pe care curge Iordanul, nu-i foarte mare în zilele de secetă. Dar atunci când se topesc zăpezile de pe munții de sus și când sunt ploile de primăvară, albia a doua se umple cu apă și privești Iordanul de sus, de pe malul, ca o mare imensă care se întinde înaintea ta pe vremea secerișului. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amoriți și pe iebusiți. Iată chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Când preoții care duc chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele pe marginea apei, dovada credincioșiei lui Dumnezeu a fost văzută de toți, și de cei din țară și de cei care se pregăteau să intre în ea. Imaginați-vă ce să facă bietele ape în fața Creatorului lor. Când Domnul care călătorește, șade între heruvim, a atins Iordanul, Iordanul s-a dat deoparte. Apele de sus s-au ridicat grămadă până la o mare depărtare, au creat un imens lac de acumulare, apele de jos s-au scurs până în Marea cea Mare, în Marea Sărată. Preoții au intrat în Iordan și s-au oprit în mijlocul Iordanului până când întregul popor a trecut gustând, trăind dovada credincioșiei lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până când a isprăvit de trecut tot poporul. În fața lor mergeau cei 12 tineri cu bolovanii luați din albia Iordanului ca să ridice la Gilgal un stâlp de aducere a minte. După ce au trecut și au inspirat adânc, au scăpat de o primă barieră, au văzut o primă minune, o primă dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu, se întâmplă a doua minune, de data aceasta una spirituală, dragii mei. De 40 de ani, copiii nu fuseseră rătăiați împrejur, pentru că acolo la Cades Barnea, legământul dintre Dumnezeu și poporul său s-a rupt. După 40 de ani, Dumnezeu îi spune lui Iosua, în ziua aceasta am să prăvălesc ocara Egiptului de pe grumazul vostru. Și lucrul acesta se întâmplă prin tăierea împrejur, semnul legământului și prin așezarea la masa Domnului, la masa de Paște. Relația este refăcută. De acum Dumnezeul care a mers înaintea noastră este în mijlocul nostru și noi suntem din nou poporul Lui. Versetul 1 din capitolul 5. Când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel, până când au trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu. Imaginează-ți o bună parte din oștire, poate cea mai mare parte a oștirii era inaptă de luptă, tăiați împrejur, așteptând vindecarea. Doi băieți de-ai lui Iacov au reușit să nimicească o întreagă cetate într-o astfel de situație. Era momentul cel mai prielnic ca Iosua să fie atacat. Dumnezeu a ridicat mâna și prin groaza care a trimis-o din inimile lor a zis, încă nu. Încă nu. În timp ce poporul aștepta vindecarea, Iosua a plecat să inspecteze Ierihonul. Și când a ajuns sub zidurile Ierihonului, vede un bărbat cu sabia scoasă înaintea lui. Se oprește înaintea lui și pune o întrebare. Ești dintre ai noștri sau dintre dușmanii noștri? Iosua avea mâna pe sabie. Răspunsul este foarte ciudat. Nu. Nu ce? Nu ești nici dintre noștri, nici... Nu.
Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Dragii mei, este una să-ți spună Dumnezeu, iată că eu voi fi cu tine. Este alta să-L vezi lângă tine. Să-L vezi lângă tine, să-L auzi vorbindu-ți. Era căpetenia oștirii Domnului, trimisul lui Dumnezeu. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și a zis, ce poruncește Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Poporul s-a vindecat, s-a dat ordinul de luptă. Stați, vă rog, și vedeți zidurile Ierihonului prăvălindu-se fără ca cineva să fi scos cazmaua sau să se fie atins de o piatră. Nu erau ziduri mici, era poarta Canaanului. Ce incredibilă dovadă a prezenței și credincioșiei lui Dumnezeu. Am să sar peste Ai și Acan, vom sta lângă problema din poporul Israel un pic mai târziu, dar aș vrea să vă închideți ochii, să vă imaginați tabăra de la Gilgal și la un moment dat vine o caravană, mai mulți măgari, câțiva oameni jerpeliți. Păpucii rupți, hainele rupte și cusute, niște burdufuri peticite, pâine mucegăită, care vin obosiți în tabăra lui Israel. Îl mint pe Iosua și întregul popor. Căpeteniile au pâinea, vede că e mucegăită, îi cred pe cuvânt, intră în legământ cu ei. E o greșeală imensă. Textul ne spune, n-au întrebat pe Domnul. N-au întrebat pe Domnul, l-au implicat pe Dumnezeu, au jurat pe numele Lui, exact ca cele două iscoade curvei Rahav. Dragii mei, după 3 zile își dau seama că au fost mințiți. Ce extraordinar este că Dumnezeu răscumpără greșeala lor și împlinește pentru ei ceea ce mai târziu va spune Pavel în Romani 8:28 și pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Ai făcut o greșeală, ai uitat să întrebi pe Domnul, alipește-te de El. El știe să întoarcă răul în bine. Are această extraordinară putere. Dragii mei, greșeala lui Iosua se întoarce spre binele lor. Gabaoniții, prin trădarea lor, rup coaliția militară în două și Iosua are de luptat cu două părți din armata Canaanului, nu cu armata întreagă care era ca nisipul mării, vom vedea în capitolul 10. Dar veniți cu mine doar la războiul care se duce cu coaliția de sud. Mărșăluiesc toată noaptea de la Gilgal până în Gabaon, la chemarea gabaoniților și dimineața cad peste vrășmașii lor. Îi urmăresc, sunt obosiți oamenii lui Iosua, Domnul le vine în ajutor. Textul spune, au început să ploaie pietre din cer și Scriptura zice, mai mulți au murit de pietrele căzute din cer decât de sabia lui Iosua. La un moment dat a început să lase seara. Iosua se oprește și zice, Doamne, oprește soarele pe cer și luna. Scriptura spune că n-a mai fost o altă zi ca ziua aceea din istorie. Citind cartea, dacă o credeți, s-ar putea să nu o credeți, dar dacă o credeți, întrebarea mea este cine ar putea nega faptele Domnului, dovezile credincioșiei lui arătate față de Iosua. Nu e așa că Dumnezeu nu l-a mințit? Nimeni nu va putea sta împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. M-am întrebat și eu și m-am frământat în zilele acestea ce să fac cu un astfel de text, cum să-l aduc în bătătura mea. Spuneți-mi, care dintre voi n-ați vrea să vedeți o minune? Nu este nimeni afară de mine în sală? Care dintre voi n-ați vrea să vedeți altfel de minuni decât care sunt tot timpul? Pentru că e adevărat, tot timpul sunt minuni. Dar țin minte când doctorița mi-a spus, ce meserie aveți? Învățați să dictați, nu o să vedeți să scrieți, să citiți. 2006, Miercurea Paștelor. De atunci mă rog ca Dumnezeu să facă o minune. Dragii mei, ianuarie 2010, medicul mi-a spus, ochiul stâng vă este orb din punct de vedere legal, ochiul drept mai aveți 6 luni. În ce zi suntem astăzi?
octombrie 2012, au trecut ceva vreme, când la Valea Drăganului ne-a fost aruncat o provocare. Am fost 150 de oameni, fiecare am luat câte o piatră de granit și a trebuit să scriem pe ea un cuvânt care să ne aducă aminte de o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu în viața noastră. Eu m-am întors într-o clipă în căsuța noastră în care intrai, aveam două cămăruțe mărunte în care am intrat când ne-am luat, doi tineri, ne-am pus pe genunchi înaintea Domnului cu ochii în lacrimi și ne-am rugat. Norica era însărcinată cu primul nostru băiat și medicul a spus, ne pare rău, trebuie să vă întrerupem sarcina. Noi am spus nu. Știți cum i-am pus numele? Emanuel. Săptămâna asta am trăit o altă minune cu fiica noastră. Dragii mei, și când îți deschizi ochii și îl vezi pe Dumnezeu intervenind în momente în care nu te aștepta. Dar, cum spunea cineva de aici, tot timpul sunt minuni. Noi n-avem ochi să le vedem. Este un verset pe care probabil îl știți și aș vrea să-l citiți împreună cu mine. L-aveți pe ecran, în plângerile lui Ieremia. Aș vrea să notați titlul cărții. Nu este râsul lui Ieremia, nici bucuria lui Ieremia, nici nădejdile lui Ieremia, sunt plângerile lui Ieremia. Și ascultați capitolul 3, versetul 22-23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Versetul acesta este fantastic să rostești când ești în vârful muntelui, când toate îți merg bine, când ai câștigat la bursă, când copiii sunt sănătoși, când nevastă ta înflorește lângă tine. Este fantastic să rostești versetul acesta. Poate știe cineva în ce condiții îl spune Ieremia. Citiți-i cartea, citiți, vă rog, ultimii ani acestui bărbat care de multe ori a zis, Doamne, aș vrea să tac, numai huiduiel și lovituri am din partea ta, pentru că nu pot să tac. Mi-ai pus un foc în inimă, în pușcărie, bătut, în fața morții, aproape mor de foame, aruncat într-o groapă cu noroi. Ăsta a fost profetul Domnului. În fața ochilor lui, îl vede pe Zedechia respingând oferta lui Dumnezeu, cetatea dărâmată, compatriații lui trecuți prin ascuțișul săbiei, templul făcut praf și dărâmat, dragii mei. Totul era numai cenușă și ruine. Ai lui plecați robi, majoritatea morți. Cetatea lui Dumnezeu pustie, Domnul plecat dintre ei. Majoritatea semnelor vorbeau despre absența lui Dumnezeu. Și în contextul acesta, Ieremia spune, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Dragii mei, Dumnezeu n-a murit. Dumnezeu continuă să ne ofere dovezile credincioșiei Lui. Întrebarea mea este, care dintre noi luăm seama? Ne-am obișnuit cu ele. Lăsați-mi voi să vă scot din sala aceasta o clipă, cel puțin în mintea dumneavoastră. Vreau să vă spun că fiecare răsărit de soare este dovada credincioșiei lui. Vreau să vă spun fiecare fruct pe care l-ați rupt din pom în toamna aceasta este dovada credincioșiei lui. Am umplut dintr-un singur nuc saci cu nuci. Știți care e singura problemă? Marea lor majoritate sunt uscate și goale pe dinăuntru. Pentru că numai o clipă Dumnezeu și-a tras mâna înapoi ca să nu ploaie vreo 3-4 luni în Cluj. Și deci nucile sunt uriașe, avem un nuc uriaș în grădină, veniți să-l vedeți și nucile sunt frumoase pe din afară, goale pe dinăuntru. Ca să-mi aduc aminte Dumnezeu de anul trecut sau de anul viitor, să-mi spună ce se întâmplă când El nu este prezent, o clipă în universul Lui. Dragii mei, fiecare floare, fiecare strop de ploaie, fiecare fulg de nea sunt dovada prezenței Lui și a credincioșiei Lui. Lăsați-mi voi să vin un pic mai aproape de noi. Uitați-vă la trupul meu. Dar
eu nu sunt frumos să vă uitați la mine, uitați-vă în oglindă. Gândiți-vă la ziua de azi. Faptul că respiri. Stau la telefon cu două fete care își asistă mama pe patul morții. Și ultimul telefon a zis, nu mai poate respira singură. Te-ai gândit vreodată ce extraordinar lucru să tragi aer în piept și să-l expiri? Te-ai gândit vreodată ce mare lucru este să-ți bată inima? Ți-aduci aminte doar când cel drag lângă tine cade mort în 3 secunde și pleacă acasă cu un infarct? Te-ai gândit vreodată ce înseamnă să te trezești în fiecare dimineață și chiar dacă mai dor un pic oasele, să ți le poți totuși întinde și să te poți pieptena și spăla pe față? Te-ai gândit vreodată ce înseamnă să ai mintea întreagă? Dacă nu te-ai gândit, te trimit numai pe strada vecină. Să te uiți la una din surorile noastre care are Alzheimer și nu mai cunoaște pe copii, nu mai cunoaște pe nimeni din jurul ei. Să stai lângă mama ta 7 luni de zile, să nu știe cine ești. Să zici, Doamne, ce mare lucru este să mă ajuți să-mi folosesc mintea. Te-ai gândit vreodată ce înseamnă să-ți poți mângâia copiii? Să te poți ruga pentru ei? Dar te-ai gândit vreodată ce înseamnă să simți eliberarea aceea de păcate când ai rostit rugăciunea? Pentru că crezi în ce spune Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să te curățească de orice nelegiuire, să nu cari cu tine povara păcatelor tale, să te poți uita în ochii celui care ai greșit, să te poți reîmpăca cu nevastă ta, cu soțul tău, cu copiii tăi, să poți lua viața de la capăt în ciuda tuturor tragediilor prin care ai trecut. Spuneți-mi, ai dreptate, minunile lui Dumnezeu nu s-au terminat. Dovezile credincioșiei lui nu sunt la capăt. Aș putea oare nega prezența lui Dumnezeu și dovezile credincioșiei lui? Dacă ești foarte trist și nu te mai poți gândi la astea sau le socotești toate ca lucruri de apucat, stai și ascultă puțin cuvintele cuiva de demult. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe buze și Tu, Doamne, și-l cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată, este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Și dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi, se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecat pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu m-ai întocmit, mi-ai întocmit rărunchii și m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Doamne, și cât de mare este numărul lor, dacă le număr, sunt mai multe ca boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Spuneți-mi, s-au sfârșit bunătățile Domnului? Pentru tine? Sau se înnoiesc în fiecare dimineață? Cred că se merită să-i cântăm. Aveți înaintea voastră cuvintele cântării, o aveți pe Anca la orgă
Și aș vrea să ne răspundem unii altora. Începeți cu mine, îngânați-ne la rândul vostru. Bunătățile Domnului nu se sfârșesc. Uite-te în viața ta, uneori Dumnezeu desparte Iordanul, alteori plouă pietre din cer sau face minuni extraordinare pentru tine. Dar gândește-te la faptul că fiecare clipă pe care o trăiești este o minune. Și dacă cumva ai uitat de prezența lui Dumnezeu și dacă ai impresia ca Iov că Dumnezeu nicăieri și tot ceea ce se întâmplă este pentru că a întors spatele, citește și ultimele versete din Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Pe calea uitării de Dumnezeu, a faptului că El ține cuvântul Lui, toate lucrurile, și textul continuă și dumă pe calea veșniciei. Dumnezeu continuă să ofere dovezile credincioșiei Lui pentru fiecare din noi. Dacă nu le vezi, du-te la o casă de bătrâni și stai lângă oameni care abia își mai mișcă picioarele. Trage aer în piept și zi mulțumesc frumos, Doamne. Stai lângă oameni pe care nu-i ajută nici ochelarii și mulțumește frumos că mai vezi. Stai lângă oameni care pun urechea pâlnie și nici cu aparatul nu mai aud bine și mulțumește Domnului că auzi, că vorbești, că trăiești. Iar dacă ți se par lucruri mărunte, aș vrea să asculți cu atenție textul care urmează. L-a spus Sfântul Apostol Pavel, Roman, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. A-L necinsti pe Dumnezeu înseamnă să zici, n-am nevoie de El, știu cum funcționează creierul, gura, urechile, florile, ploaia, pământul, universul, toate astea le-am descoperit, le știu foarte bine. Asumă-ți ție toate lucrurile. Ia, fură slava lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu sau dovezile credincioșiei Lui, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu în adevăr, însușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fărit că sunt înțelepți,
că știu ei cum se întâmplă toate lucrurile și au nebunit, spune Pavel. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, au răsturnat totul cu sus în jos. Răul este bine, binele este rău. Găsesc de buni pe cei ce le fac. Dragii mei, așa arată lumea noastră. Lumea pe care am luat-o în propriile noastre mâini și am zis, n-avem nevoie să ne spună cineva ce-i bine și ce-i rău, știm noi mai bine ca și el. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu a venit pe planeta noastră și a înfipt pe dealul căpățânii crucea propriului său fiu. Și Scriptura spune, Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Dacă nu se ajung dovezile credincioșiei lui Dumnezeu, pe care le respiri, cu care umbli, pe care le vezi la fiecare pas, închide ochii, du-te până la poalele crucii pe care stă atârnat însuși Fiul lui Dumnezeu în locul tău și în locul meu. Spuneți-mi, putea Dumnezeu să ne dea o dovadă mai mare a credincioșiei Lui? Deja acolo în Eden a zis, sămânța femeii îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. De-a lungul istoriei ne-a dus aminte de această promisiune, iar la împlinirea vremii a împlinit-o pentru noi înaintea ochilor noștri. Iar noi care trăim 2000 de ani mai târziu, știți ce ne spune? În Roman 8:32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Uneori ne merge bine, alteori totul este scrum în jurul nostru. Atunci când e mai neagră noaptea și Dumnezeu pare mai departe, adu-ți aminte de credincioșia Lui. Ascultați ce spune Pavel Filipenilor, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Amin.